cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni! Bun, cafeaua de dimineață în binecuvântata zi de 9 februarie 2024, mesagerul de neamț. Recunosc cinstit că înainte de emisiune am încercat să urmăresc interviul luat domnului Vladimir Putin de către un tovarăș din Statele Unite ale Americii, domnul Carlson. Ideea este că merită văzut măcar pentru învățămintele pe care le transmite și pe aici, pe acolo, și pentru informații. Da, despre asta discutăm cu altă ocazie. Astăzi îl avem ca invitat pe președintele USR Neamț, cum am anunțat de altfel, domnul Iulian Bulai. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Domnul Bulai, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să încep emisiunea cu două povești scurte. Știți de ce le spun? Nu. Le spun doar ca să fie spuse, să lumea să înțeleagă, ele pornesc de la niște fapte reale, să înțeleagă cam în ce lume trăim. Abia aștept să le ascult. Deci prima poveste. Se spune că într-un județ de munte și așa, precum Neamțul, exista un mare lac de acumulare. Și în lacul ăla de acumulare existau și pești. Și niște crescătorii de păstrăvi, mă rog, ce-i pe acolo. Nu e ca să nu se fure, trebuie să pui paznici. Paznicii ăștia trebuie să fie oameni cinstiți, implicați, așa. La rândul lor, ei sunt verificați de către cineva care se ocupă de lacul ăla și are și grade și funcții. Ei, de aici încolo, personajele respective sunt cam bazmele românești. Unii devin zmei, alții devin făt frumoși și de ieri dimineață până astăzi, bancul la modă printre pescarii din județul Neamț este ce poți găsi sub parchet. Eu am rămas așa, cum adică ce poți găsi sub parchet? E simplu. Sub parchet poți găsi 200-300 de kilograme de pește proaspăt prins, la calitate foarte bună, și dacă cauți cu atenție, găsești și vreo 300 de kilograme de plasă. 300 de kilograme de plasă, la un calcul simplu, la 100 de kilograme, vreo, la 100, deci 100 de metri de plasă are cam 3 kilograme, 3 kilograme jumate. Faceți o socoteală și vedeți cam câtă plasă s-a găsit, unde, sub parchetul unei locuinți, clădiri, cabană ce e acolo, acelui care trebuia să păzească lacul. Dacă este povestea adevărată, ea nu se termină sigur cum ar trebui să termine poveștile de genul ăsta. Ea se termină fericit. Pentru că nu e prima dată când se întâmplă lucruri de genul acesta. Dar și-au băgat coada frații Grimm, ăia care apar acum în niște seriale la Netflix, și au mai narat de acolo. Și au zis, domne, nu, că stați, că pește mai este și în altă parte, la niște pești mai mari, cu funcții. Asta e prima poveste. A doua poveste sună cam așa. A fost, odată ca niciodată, și este încă în continuare, o instituție publică, mai multe instituții publice, de fapt, în care sunt oameni care lucrează la proiecte europene. Și proiectele astea europene, care au venit așa să ne ajute să trăim mai bine, să facem, au chichițele lor, că trebuie să știi cum să le faci și mai ales cum să le decontezi. Și povestea spune așa, că un făt frumos, care se pricepe la proiecte europene, a zis el așa, băi, sau că a terminat cu poveștile alea cu albă ca zăpada, care se duce să aibă grijă de pitici sau scufița roșie să ducă mâncare bunicii. Nu! Acum bunica trebuie să vină să aducă mâncarea
scufiței roșii. Și el s-a îmbrăcat ca o scufiță roșie și aștepta să vină emisarii bunicii să-i aducă 10% din mâncarea pe care o făcea bunica. Întâmplarea a făcut că s-au stricat lucrurile în zona respectivă și au zis ei, bă, mergem în altă parte la altă bunică. S-au dus în altă parte la altă bunică, dar au lăsat o codiță acolo unde erau. Și codița aia ce făcea? Se uita și când se făcea o decontare pe contractele de care se ocupau oameni, ei anunțau, bă, băieți, vedeți că s-a făcut o decontare, poate bunica veche mai are ceva, mâncărică și pentru voi. Mărturisesc că e foarte criptată a doua poveste. Da, da. Deci e criptată, păi asta e, asta și vreau să fie criptată. După care s-au întors băieții de la prima, a doua bunică la prima bunică și au tras linie și au zis, bă, bunica asta ne-a dat toată zeciuiala pe care trebuia să ne-o da. Nu ne-a dat-o. Nu este nicio mătușă implicată în povestea cu bunica? O să ajungem și la mătuși. Și au zis, bă, da, au rămas 10% neachitat. Ia să trimitem noi niște băieți care să ne aducă diferența. Pe modelul ăla din filmele cu mafioți, recuperatori, chestii, trestii, nu știu ce. Racheți? Nu racheți. Romcheți. Romcheți. Nu știu să pronunț. Și uite așa, de câteva zile, circulă povestea asta, care are până acum o parte mare confirmată de fapte. Am spus-o numai ca să putem intra în povești mai mari la nivel național. Eu abia aștept și continuarea și cu personaje reale suprapuse poveștii din partea a doua. Știți de ce am spus-o? Că mi-e frică că nu o să ajungă niciodată la o finalizare. Și am spus-o ca să fie spus aici. Mărturisesc că nici eu, un om peste medie informat, nu știți încă ce. Nu știu parabola. Nu da. Am înțeles parabola pe deplin și abia aștept să o văd cu mai mare claritate. Să vedem. Poate se întâmplă. Domnul Bulai, suntem într-o perioadă extrem de efervescentă. Pot să spun chiar, dacă te uiți așa pe cer în anumite zile, chiar aurie, din când în când, în politica românească. Am ajuns să ne raportăm, din toate punctele de vedere, la aur. Avem Roșia Montana, scandalul, și vom asista probabil în curând la creșterea datoriei publice a României, cu vreo 4 miliarde de lei. Avem comasarea alegerilor pe bază de aur, tot așa, deci pe bază de aur. Nu știu din ce cauză elementul ăsta comasează alegeri. Și lucrurile merg în felul ăsta. Dumneavoastră, cum vă raportați la chestiunile astea ca partid? De exemplu, Roșia Montana. Noi ne raportăm cu foarte mare claritate. Resursele unei țări sunt avantaje care trebuie folosite și exploatate pentru binele comun. Asta nu înseamnă că trebuie exploatate pe premize greșite. Premizele greșite ale acestei exploatări este să folosești o argumentație că avem nevoie să ne folosim noi de resurse, ignorând consecințele impactului exploatării, care înseamnă distrugerea pe sute de ani a mediului și a unei comunități locale care va avea niște deșeuri de negestionat, de neintegrat în niciun fel de circuit, pentru că asta înseamnă cianură. Ca să nu mă vorbim de patrimoniu cultural. Deci, eu reprezint un partid pro-business, pro-antreprenoriat, pentru dezvoltarea resurselor, dar într-un mod sustenabil. Sustenabilitatea reprezintă ideea de a face investiții acum cu gândul și la viitorul copiilor noștri. Asta este Roșia Montană. Stăm pe un munte de aur care a fost tranzacționat de către Ponta PSD și toți cei care au guvernat în 2011, 2012, 2013,
într-un mod deficitar, cu premize greșite pentru ce înseamnă interesul nostru național. Condamnăm lucrul acesta. România nu trebuie să cedeze unor interese de unde noi ieșim păgubiți și trebuie să așteptăm poate chiar și noi tehnologii. Poate că știința și dezvoltarea ne va duce la o formă de progres care poate să presupună exploatarea unor resurse cu impact negativ pe mediul mult mai mic. Iar eu am mare, mare încredere în știință și că lucrul să se poate implica. Deci sunt pentru exploatare, dar sunt și suntem în mod foarte clar și neechivoc pentru protejarea mediului și pentru apărarea interesului nostru național în chestiunea acestui echilibru. A folosi resursele, dar și a avea grijă de noi și de generațiile care vin după noi. Da, dar în momentul acesta, noi suntem într-un punct în care se așteaptă o decizie cu privire la conflictul care există între statul român și cei care vor să exploateze. Da? Roșia, Montana Gold Corporation, sau cum se cheamă. Pe mine, cetățean, în momentul acesta, mă interesează așa. Dacă noi trebuie să dăm 4 miliarde, mă rog, 3, 4, 2, oricum e imensă suma, pentru că cineva a făcut o tranzacție inițială greșită, după care s-au întâmplat niște lucruri, din câte am văzut, s-au ascuns niște documente, nu au existat puse nici măcar la dosarul cauzei. Domnule Bănânu, pe cine tragem noi la răspundere? Pentru că eu m-am săturat. Vin acum niște domni și spun, domnule, zice, da, zice, am făcut aia, dar ce să facem? Am făcut aia dinainte. Ce s-a întâmplat în acest caz reprezintă și o cauză și un efect. Iar eu sunt foarte activ în mediul internațional. Văd 46 de democrații cum se comportă în toată Europa, nu doar în Uniune, la Consiliul Europei, unde conduc un grup de 93 de parlamentari. Și vă pot remarca, pot să fac următoarea remarcă, împărtășind cu dumneavoastră o situație. Acest tip de tranzacții și de fenomen este caracteristic democrațiilor fragile sau perioade de tranziție. Niciun stat care să aibă instituții funcționale și să apere în mod direct interesele cetățenilor nu poate avea un angajament păgubos sieș. Iar acest angajament, în orice formulă s-ar fi consumat el, fie s-ar fi început exploatarea, fie s-ar fi oprit din cauza unor angajamente păguboase pentru statul român, ar duce la pierdere. Pentru că asta se întâmplă cu democrațiile slabe. Când statul e slab, câștigă un profitor, care unul poate să aibă tot interesul legitim să maximizeze șansele investiției. Dar cu ce pagube față de statul respectiv? În nicio țară cu democrații consolidate și cu stat de drept care funcționează, adică instituții care își fac treaba și reprezintă un circuit avizator funcțional într-un stat, așa ceva nu se poate întâmpla. Un minister trebuie să-și dea avizul pentru acea exploatare. A fost o simplă semnătură. Exact. Un impact. Adică noi acum, după 10 ani, avem nevoie de o perioadă de 2 ani pentru a da un aviz de mediu la o simplă autostradă, pe câmpie, fără să treacă prin nicio rezervație naturală de la Ploiești până la Pașcani, 2 ani, pentru a observa comportamentul florei și faunei de acolo, când într-un stat de drept trebuie să observi care este impactul investiției prin componenta de mediu pentru o investiție de infrastructură publică, nu privată, nu cu patrimoniu istoric de 2000 de ani, nu în zonă protejată. Acolo nu a fost stat de drept. Acolo a fost o hoție a lui Ponta. Putem și vorbi Găștii de trădarea interesului național. A fost o hoție și un contract împotriva interesului național și pe premize greșite din partea statului român. Iar cei care au decis prin oportunitatea politică așa ceva, acum trebuie să plătească. Și trebuie să plătească partidul care guvernează România. Pentru că tu nu poți să ții niște angajamente păguboase și apoi să dai vina pe opoziție. Ați auzit? Deci noi existăm în România de 7 ani și 5 luni, USR-ul. Am guvernat 8 luni. Îl aud pe Ciolacu acum 3 zile, e vina USR-ului. Din vina lui USR și din vina nu mai știu cui, Dacian Cioloș,
România nu poate să câștige bani prin această exploatare. Serios, dacă nici după 11 ani nu-ți recunoști greșeala istorică ca partid de a reprezenta într-o negociere în mod slab interesul statului român, ce poți să-ți mai asumi tu mai departe? Și acum avem un progres cumva. Uitați-vă, ce avize s-au cerut pentru o investiție publică care nu trece prin niciun sit, nici istoric, nici rezervație naturală. Da? Atunci de ce nu s-a făcut lucrul ăsta? Nu exista ministerul. Cine conducea Ministerul Mediului în 2012-2013? Sau cultura? Hai să vedem, că trebuie să fie niște avize de la ambele ministere care trebuiau să își dea acordul pentru această investiție uriașă. Cine a închis un ochi? Cine a ignorat situația de pe teren? Oamenii aia să răspundă acum împreună cu premierul de atunci. Știți, acum dacă aș fi cinic, ar spune că n-a închis nimeni ochiul. Ochiul a acționat. Păi atunci trebuia, n-avea cum să fie un aviz și mă refer favorabil. La, și mă refer la ochiul ăla ocult. Da, interesul lor păgubos se vede a fi fost activat în detrimentul interesului public. Așa. Și comun. Cei care trebuiau să spună nu au spus da într-un caz flagrant de încălcare a unor premize corecte pentru dezvoltarea noastră și pentru interesul nostru național. Sunt trădători. Mulțumesc. Mergem mai departe. Comasarea alegerilor. Dacă, să spunem, comasarea a doua care a intrat în discuție acum, parlamentare cu prezidențiale, are o noimă, să zici că poți găsi o noimă, europarlamentare cu locale. Ce părere aveți? O să am o părere foarte clară, dar în mai mulți pași, deci nuanțată. Vă rog. Ideea în sine poate fi legitimă. Dacă o iei cu 4 ani înaintea situației de fapt și pregătești măcar terenul. Măcar cu un an. Cu un an, cu 6 luni. Cu 7 luni, cu un an, cu 2, să îți iei un angajament că indiferent de cum îmi servește situație punctuale, mie, cine o fi guvernând țara la momentul respectiv, noi acum decidem că pentru binele țării e bine să nu avem chiar 5 rânduri de alegeri reprezentând 4 scrutine electorale, ci 2. Atunci e decizia asta. Dar nu despre asta este vorba. Pentru că sunt alte țări în Uniune Care au făcut lucrul ăsta, dar respectând niște recomandări ale unor convenții și angajamente din care noi facem parte. De exemplu, a Comisiei de la Veneția, care spune nu modificați legislația electorală cu 6 luni înainte de însăși alegerile, pentru că afectează procesul democratic și poate exista un risc mare de a crea situații convenabile celor care decid asta, în detrimentul calității democrației. Asta se întâmplă acum. Niște băieți s-au gândit cum să îi motivăm noi pe primari, adică PSD-PNL, PNL, care nu vrea o Românie modernă, s-a gândit cum să ne menținem noi o parte din noi la putere, motivând primarii să tragă și pentru europarlamentare. Că oamenii nu o să tragă. Atunci se gândesc, atunci poate că dacă suprapunem cele două alegeri, o să facem o oportunitate pentru PNL din această situație. PSD-ul, care e la fel de cinic, spune, bine, acceptăm să faceți chestia asta, dacă și voi acceptați, ca noi să dăm președintele României și să facem primul tur la prezidențiale cu candidat PSD împreună cu parlamentarele. Și luați voi din nou guvernarea. Adică luați guvernarea când oricum vă prăbușiți după secvența europarlamentare. Pentru că nu trebuie să ia președintele, că PSD-ul vrea să facă asta, și PNL-ul trebuie să primească niște firimituri, adică un rest de guvernare de 5-6 luni. Este un joc și o tranzacție cinică din care românii și democrația nu câștigă. Niște interese scurte și de moment. În 2011, domnul premier de atunci, Emil Boc, dorea să comaseze alegerile locale cu parlamentare, dacă nu mă înșel, în 2012. Atunci PSD și PNL au atacat la curte această propunere. Pe motiv că nu se poate face această formă de suprapunere și comasare a alegerilor cu așa de puțin timp înainte, cu legislație diferită, atacând cu motive că alterează grav procese democratice și electorale și le-au dat câștig de cauză CCR-ul atunci. Asta înseamnă că există un precedent. Există la CCR. O
o cazuistică și o jurisprudență a curții la care noi putem să facem referire, cum am făcut până acum, care ar trebui să dea câștig de cauză și unei sesizări din partea USR la CCR, dacă va exista această speță în următoarele săptămâni. Asta vom face. Am sesizat Comisia de la Veneția, vom face o sesizare la CCR când vom avea legislația intrată pe circuitul legislativ. Am mari dubii că doamna avocata poporului, care singură poate contesta OUG-urile, dacă se va face modificarea prin OUG, ceea ce ar fi neconstituțional, ar sesiza la CCR această modificare legislativă. Acum, pentru că există niște limite, doar să termin, nu se pot modifica procese electorale prin ordonanțe de urgență. Doar prin circuit legislativ care intră în circuitul parlamentar și de dezbatere parlamentară. Bun. Acum, lăsând la o parte cazuistica, situația asta, cât stă în picioare argumentul pe care... care apare, transpare și de la oameni care se ocupă cu politica, chiar și de la politicieni din cele două partide, cum că ei fac asta ca să salveze democrația de un partid extremist? Partidul extremist era la fel de puternic și anul trecut, ba mai puternic. Aur era mai puternic anul trecut decât anul acesta. Anul acesta ba este deja alterat de către un alt partid, la fel de extremist. Deci argumentul era și anul trecut. Este foarte cinic și meschin ce fac, pentru că argumentul nu este nou. Dați voie să vă spun ceva. Vă rog. Eu cred într-un scenariu care poate părea aberant. Dar părerea mea personală este că dacă se vor comasa aceste alegeri, AUR va obține la locale un scor mai mare decât l-ar obține dacă cele două alegeri s-ar ține separat. Aveți dreptate și asta pentru că nu acesta este argumentul principal. Este falsul argument al PSD-PNL. Argumentul este că PNL are nevoie să supraviețuiască acestui ciclu de alegeri europarlamentare și poate să facă asta doar dacă primarii lor se implică. Ceea ce, din semnalele lor, nu era cazul dacă nu propuneau și nu se face comasarea. Deci PNL va pierde grupa mare la alegerile europarlamentare, neavând un aparat de partid solidar cu cauza națională. Pentru că nu se regăsesc oamenii și pentru că votanții lor sunt trădați și pentru că nu asta au așteptat votanții PNL de la mandatul de încredere dat atunci când au fost trimiși în Parlament. De aceea, având această frică în spate, nereprezentând interesul alegătorilor atunci când și-au luat un angajament, PNL este nevoit să apeleze la forța primarilor, să-i constrângă pe aceștia să scoată un scor bun și pentru europarlamentare, nu doar pentru comunitatea proprie. Despre asta este vorba. Eu văd acum și un lucru. PNL. Ei sunt acolo, trebuie să supraviețuiască, să iau un scor mai mare decât AUR-ul. Până la urmă își fac. Nu înțeleg PSD-ul. Înțeleg că PSD-ul nu vrea numai decât comasarea, doar vede în asta o oportunitate de negociere mai departe pentru următorii 5 ani. Deci, logica este așa. Eu, PSD, am nevoie de PNL să pot guverna, sau mă rog, nu guverna, conduce țara. Că una e să o guvernez și alta e să conduci. Să am și președintele, lucru pe care nu l-am avut până acum, da? În negociere cu PNL-ul, să am și guvernul. Chiar dacă pun acolo un alt de la PNL, tot eu am majoritate, tot eu sunt acolo. Pentru că logica elementară ar spune așa, două partide diferite ca scop ideologic, politic, n-ar trebui să fie chiar atât de apropiate. Eu înțeleg și teoria cu trebuie să ne strângem toți că avem războiul la graniță. Eu nu înțeleg, pentru că am aplicat-o până acum și sub acest pretext extremismul a crescut în România. Ideea că strădezi toți alegătorii doar folosind niște tertipuri retorice, când posibila alianță este cu unii care sunt clar pentru susținerea Ucrainei, adică USR, pro-UE, totalitate pro-NATO și nu vrei lucrul ăsta, vrei să aduci PSD-ul la masă, chestia asta mi se pare foarte cinică. Deci, în opinia mea, nu ține argumentul.
Păi și dacă mai ține războiul în Ucraina încă 5 ani, noi facem rabat de la progresul nostru și reformele cu care președintele Iohannis s-a angajat pentru România modernă, fals. Pentru România reformată, PNL, fals. Facem rabat de la toate aceste angajamente doar pentru că ne trebuie stabilitate. Adică ce să facem? Să acceptăm compromisul uriaș PSD care reprezintă o rămășiță a unui partid comunist român care n-a făcut progres în România? Este un fals argument, dar care convine baronilor locali și naționali PNL care se văd salvați. Neavând curaj și pierdându-și masa de oameni cu o claritate de alegere clară, pro-dreapta, antreprenori, oameni care sunt deschiși inovației, liberali, pro-reformă, acești oameni, nemai votând cu ei, ei acum se bat pe un sector electoral quasi-PSD-izat, în mare parte rural și partea administrației publice. Ei nu pot fi mobilizați decât dacă li se oferă o constrângere, nici de cum o motivație pentru anumite valori. Domnul Bulai, sunteți implicat și la Bruxelles. Vedeți ce se întâmplă în Europa. Aveți europarlamentari activi. Dar totuși, cred că trebuie să constatăm un lucru. În toată Uniunea Europeană avem un curent care nu vine neapărat de la lideri. Vine de jos. Vedeți ce se întâmplă cu agricultorii, care consideră că legislația europeană îi sufocă. Aici o să, dacă până acum și mai departe în România, nu vorbesc de România. Susținerea mea față de fermierii români este fără nicio ezitare. Dar m-am uitat în Franța. Deci, domnule, la cât importăm noi din Franța produse de tot felul, alcoolice, de exemplu, șampanie, brânzeturi, carne, poate și legume, și tu să vii să răstorni tirul românilor care exportă într-un spațiu liber și să spui că Uniunea este împotriva ta, mi se pare culmea ipocriziei și a mizeriei. Dacă ar fi noi să dăm foc la toate produsele franțuzești și să facem în oglindă ce au făcut ei cu anumite produse românești, nu știu unde s-ar ajunge. Nu au făcut numai cu produse românești. Bine. Eu sunt român, da. Vorbesc da. Pentru ai mei. Dacă bulgarul face la fel, dacă ungurul face la fel, dacă slovacul și polonezul face la fel, unde se ajunge cu Uniunea? Asta este Uniunea. Un spațiu de liber schimb între oameni, servicii, mișcare și produse. Pentru că de asta progresăm toți. Că noi vindem celor care au nevoie de produsele noastre și noi acceptăm ce n-avem. Atunci nu trebuie să pleci de la premise egale? Premisele egale constau în legislația care poate să ofere subvenție corectă raportat la nevoile fiecăruia. Asta înseamnă premise egale. Înseamnă să nu îți supraprotejezi piața, de exemplu cum fac norvegienii, ei nu vor să fie în Uniune, pentru că ei consideră că ar trebui să participe cu premize egale la o piață comună cu niște agricultori care se confruntă, de exemplu, cu prețuri foarte mari pe hrană la animale, pentru că la ei vremea nu-i ajută. De astea nu sunt partea Uniunii. Deci premizele corecte pentru ei ar fi să intre în Uniune, dar cu subvenții și mai mari, ca să facă față aportului de alimente la un preț mai mic din Uniune. Asta înseamnă premize corecte. Premize corecte înseamnă să te raportezi la punctul de plecare al producătorului. Nu înseamnă să-i boicotezi celuilalt produsul, ci tu, în raport cu țara și statul tău, să ai o politică care îți oferă un punct de plecare corect față de celălalt. Bun. Dar atunci cum ne putem noi compara, și nu mă duc eu cu Franța, cu Italia, cu Spania, nu discut că n-ajung până acolo. Eu mă compar cu Rusia, cu Ungaria. De ce litru de lapte în Ungaria este, mă rog, acum nu mai știu, dar era, da, acum o lună, lună și ceva, subvenționat mult mai mult decât al nostru și oamenii de la noi nu fac față concurenței firmelor din Ungaria care vin, cumpără din România, îmbuteliază, fac ce fac și ți-l vând înapoi după aceea mai scump. Pentru că așa este politica PSD-PNL, dar nu oferi subvenții în mod echitabil față de alți competitori economici din Uniune. Și asta a fost ce am criticat noi. Când în România, de exemplu, s-au subvenționat
în mod constant și fără emoții marile ferme, nu micii fermieri. Noi, aici nu poți să te aștepți să ai lapte ieftin când tu nu dai celor care au 5, 15, 20, 30 de vaci, dar subvenționezi niște coloși uriași cu mii de hectare în spate, care de fapt probabil că nici nu țin capitalul în țara noastră. Despre asta este vorba. Suntem deschiși tuturor investițiilor, dar o țară o duce bine și crește dacă pătura de mijloc este puternică și are parte de un tratament egal, ceea ce nu se întâmplă în România. Pentru că fermierii, cei care sunt în stradă, simt această discriminare de o lipsă de echitate în subvențiile care vin spre ei versus marii producători de cereale, de exemplu. Asta e doar pe ei. Asta ar trebui reglat. O, un reglaj între cei care dețin foarte mult și primesc foarte mult, cei de care noi suntem dependenți și primesc fără predictibilitate și foarte puțin. Asta condamnă ei. Știți ce nu înțeleg eu? Poate mă lămuriți. Avem directive, legi europene, da? De diferite domenii. De exemplu, ele sunt clare și foarte clare pe ce ține, să spunem, de energie. Dom'le, acolo ne aliniem, mergem toți. Bine, există și posibilitatea ca să ai niște deadline-uri în care să atingi niște obiective. Ok. Astea sunt clare pentru toată lumea. Te aliniezi, te duci. Când vorbim de subvenție, Uniunea Europeană nu spune așa, eu îți dau un miliard pentru crescătorii de animale, de vaci, da? De bovine, și tu pui și tu stat un miliard, eu îți dau un miliard, pui și tu un miliard, pui și tu cât poți în țara cealaltă. Îi dă un miliard, pune și el un miliard, automat. Da. Nu mai vorbim de diferența de populație și de număr de animale. Că una e să dai un miliard României și alta e să dai un miliard... O să vă răspund la această întrebare. Pentru că eu, chiar dacă nu mă ocup în mod direct cu legislație pe agricultură, mă ocup cu legislație europeană și conduc o comisie care transpune directive. Și directiva este singurul act legislativ obligatoriu către toate țările membre. Celelalte opinii și comunicări sunt doar informări. Directiva permite fiecărui parlament național să aibă o marjă proprie de interpretare. Și vedeți, asta este, până la urmă, un lucru extraordinar al Uniunii. Nu spune facem toți la fel în felul ăsta, ci avem toți o măsură de bază, o subvenție de bază, după care, mai departe, statele membre pot decide ele în ce măsură, 1, aplică regulamentul ăsta sau, mai departe, plusează cu elemente de interes propriu local și național. Despre asta este vorba. Și aici ai tu, stat membru, o marjă de libertate pentru a-ți planifica tu singur, de exemplu, în cazul fermierilor, modul de subvenționare și prioritățile care trebuie să existe în aceste tipuri de finanțare. Deci există o libertate care trebuie apreciată. Dacă tu, stat, o folosești abuziv sau nu o folosești, este problema ta și este problema politicienilor din țările naționale. Nu este o problemă a Uniunii. De fapt, Uniunea oferă soluția. Mai departe, tu trebuie să îmbunătățești sau să ignori ceea ce se face în România pe micii și fermierii mijlocii sau ce se face în alte țări de care dumneavoastră, la care dumneavoastră ați făcut referire, unde se presupune că în anumite sectoare se merge mai bine. De asta, problema este acasă la noi. Uniunea oferă o soluție, mai departe o marjă de acțiune proprie pe care guvernele naționale le pot folosi într-o direcție sau alta. De unde vine curentul ăsta? Ei spun suveranist. Eu vorbesc mai mult de un curent anti, nu suveranist. Că suveranismul presupune multe lucruri pe care nu le înțelege lumea. Da. Un curent anti-legislație europeană. Vă spun clar de unde vine. Vine din propaganda rusă. Există o propagandă rusă. Totul să vină din propaganda rusă. Da, care exploatează. Propaganda rusă exploatează sentimente. Sentimente de nemulțumire, sentimente de îngrijorare, sentimente care se întâmplă într-un vid de comunicare corectă între stat și cetățean,
și din partea Uniunii, iar aceste tipuri de propagandă amplifică aceste sentimente. Și în loc să vezi soluțiile din partea Uniunii, vezi așa zise probleme. Nu vezi soluția că dacă nu eram în Uniune, nu plecau 3,5 milioane de oameni care aduc capital în țară. Oamenii care sunt plecați aduc mai mult sau la fel de mult decât producem noi. Deci prin transferuri individuale, atât persoane fizice și juridice, noi avem o economie paralelă care vine cu un aport de capital care face ca noi să supraviețuim și să arătăm cum arătăm acum. Deci suntem foarte interconectați cu Uniunea, nu cu Rusia. De asta, în lipsa tuturor acestor date oficiale, scânteia de propagandă și de inducere a dubiului față de avantajele Uniunii face ca unii să se gândească, păi de ce avem noi nevoie? Păi să ne gândim unde eram în 90, în 95, în 2000, înainte de 2007, la nivel de producție, industrie, chiar și agricultură. Suntem mult, mult, mult mai bine. Nici nu se poate pune problema. României, domnule Bălănescu, nu i-a fost niciodată mai bine ca acum din punct de vedere al poziționării istorice. Și totuși nu suntem acolo pentru că avem un ritm diferit de mișcare. Dar eu, ca politician de opoziție, am capacitatea să spun, și citesc pe Cristian Ghinea, României nu i-a fost niciodată mai bine ca acum din toate punctele de vedere al macropoliticii. Parteneri, deschidere economică, apartenență geopolitică, securitate militară. Suntem mai bine decât au dus-o oricare strămoș al nostru. Ține de noi să transformăm această oportunitate, posibilitate de la o zi la alta în și mai mult bine. De asta pentru mine direcția este fără niciun dubiu, fără nicio ezitare, într-o anumită direcție, mai multă Europa, mai mult NATO, mai multă prezență la noi, mai multă investiție acasă în securitate, de ce nu, și transpuneri ale legislației europene, directivelor, într-un mod care avantajează pe fermierul român, pe român. Lucrul trebuie să se întâmple. Să ne întoarcem în județul nostru prea frumos. Are loc o ședință de Consiliu Județean foarte interesantă. Trecem peste faptul că se votează bugetul, un buget pe care nu l-am văzut dezbătut cu adevărat nicăieri. Nu știu dacă s-a dezbătut în ședințele de comisii de la Consiliul Județean. Dar apar câteva proiecte interesante asupra cărora aș vrea să discutăm un pic. De exemplu, proiectul refacerii oncologiei, pavilionul oncologie de la spital. Știți, i-a început, s-a oprit, proiect greșit, firmă slabă, dat în subantrepriză, s-au blocat. În timpul ăsta bolnavii stau înghesuiți pe unde mai pot și cât mai pot. Doctorii fac eforturi supraomenești să-și facă meseria. Discutăm. Și acum, proiectul. Deci, de fapt, e o aducere la cunoștință pentru consilier cât costă nou proiect. Și proiectul ăsta este doar de 6 ori mai mare decât cel care, la care s-a renunțat. De la 8,5 milioane de lei la 45 de milioane de lei. N-am nimic împotrivă să se facă. Dar nu vi se pare totuși că în 2 ani de zile sau în 3 ani de zile de 8 ori mai mult e un pic cam mult? Eu sunt liberal. Eu nu cred că statul este în stare, mai ales în situații de criză, să vină cu cele mai bune soluții de moment. Pentru moment, soluția concretă, pe o perioadă scurtă de timp, este externalizarea acestui serviciu față de unii care au făcut un spital modular, nou, fără bacterii, cu 1 milion de euro, adică 5 milioane de lei. Înțeleg că sunt 40 de milioane, deci 40... sunt 8 milioane de euro, da? Deci 45 milioane de euro pentru... de milioane de lei. Bun, 45 de milioane de lei înseamnă 9 milioane de euro, da? Pentru câte paturi? Asta nu știu, chiar nu m-am uitat. Bun, dar o secție nu poate să aibă mai mult de 20-40 de paturi, punem, da? Punem 60.
Bun, 60, dar cum e posibil ca unii să facă un spital bine, privat aici, pentru... Aici e un pic, ai și zonă de tratament, da, ai bine, și zonă de... Da, înțeleg, nicio da. Problemă. Dar ăștia au făcut un spital sau o secție nouă, modulară, pentru câteva zeci de paturi cu 1 milion de lei, adunați din donații, iar ăștia la CJ vor să refacă o secție cu 9 milioane de euro pentru câteva zeci de paturi într-un spital vechi. Mie îmi dă cu virgulă. Nu știu, eu am stat, am văzut colega care a scris știrea, a dat-o și citind știrea... Nu am încredere în momentul de față că această instituție, Consiliul Județean, poate gestiona eficient, corect, cu impact, cu gândul la cetățean și la un raport corect investiție-sumă-rezultat în modul de față acest proiect. Am mari dubii. Eu mă bucur să facă o secție de oncologie, un pavilion de oncologie. Evident că și eu mă bucur. Dar de la 8,5 milioane la 45 mi se pare un salt semnificativ. Adică, Doamne iartă-mă. Mesajul meu pentru domnul Asaftei, domnule președinte interimar, vă rog să consultați societatea civilă și să invitați ca parteneri în această investiție pe cei care se ocupă de făcut spitale repede, corect și eficient în România, ceea ce s-a întâmplat și la, și la Piatra Neamț în urmă cu câțiva ani. Nu investiți în inovație când dumneavoastră, ca instituție, nu știți să, nici măcar să aveți grijă de resursele actuale. Opriți-vă din acest joc, invitați pe alții să facă această investiție în numele dumneavoastră. Încă un proiect. De data asta e pe bune. Deci, în mapa consilierilor județene apare documentația tehnico-economică, faza DALI pentru reabilitare pod DJ207A, kilometru 6 plus 591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamț. Deci apare suma de 37 de milioane pentru reabilitare pod. Păi nu mai există podul ăla. Nu ai cum deci, să reabilitezi. Observați, domnule deputat, modul în care sunt prezentate lucrurile. Noi nu refacem podul. Noi îl reabilităm. Domnule, ăla nu mai există. Deci nu ai cum să faci un DALI pentru o reabilitare când obiectul nu mai există. Au lăsat niște picioare tocmai pentru ca să spună, domnule, noi nu refacem, noi îl reabilităm, folosim niște elemente. Nu există, există niște elemente marginale. Raportul marginal, elementului marginal versus investiția integrală, nu poate justifica o asemenea formulare. Am spus de 1 milion de ori, toate aceste proiecte de hotărâri poartă niște denumiri ca să ascundă niște realități. Dom'le, adică nu dă bine noi eu să facem... Eu zic pe față, se sifonează bani. Dom'le, cum poți să propui 36 de milioane, ați spus? Că nu vine să cred. Odată. 37,3 milioane. Bine, asta e la faza asta. Că nu știm dacă va mai scădea... Milioane lei. Da, milioane lei. Da. Doamne, doar pentru DALI? Da, nu, suma, nu, e pentru pod. Deci DALI-ul aduce și spune, asta e suma pe care noi... Prin DALI o propunem pentru reconstrucția, reabilitarea. Da. Sunt foarte multe lucruri cu care nu sunt de acord. Nu poate fi reabilitat ceva ce nu există. Iar despre sumă nu pot să am opinii pentru că nu știu ce presupune. Eu am vrut doar să atrag atenția asupra titulaturii. Da, avem proiecte de hotărâre care spune așa. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii 500 nu știu cât din anul cutare. Ai tendința să nu te uiți, da? Dar dacă te uiți, observ că, de fapt, este un proiect de hotărâre care vorbește despre câteva zeci de milioane de lei. Nu-ți spune despre ce e vorba. Și uite așa se ascund lucrurile sub aceste chestii. Dar mai am unul. Vă rog. Proiect de hotărâre, o secundă să ajung acolo... Proiect de hotărâre pentru acordarea unui ajutor de minimis la APASERV, 300.000 de euro. Nu mai pot cu ăștia. Nu, o secundă. Nu. Acum, eu n-am probleme că
s-au dat niște bani la Apaserv, că asta e. Dar haideți să analizăm un pic ce e cu acești bani. Banii s-au dat pentru plata unei rate de 1,5 milioane de lei. Deci 300 de milioane, cam atâta, 1,5 milioane de lei. Pentru un împrumut luat de Apaserv în 2012. Pentru a face ce anume? Pentru a-și finanța proiectul trecut, ăla cu extindere, proiect european pe bani, cota parte de finanțare, în 2012, luat. Nu discut cum s-a negociat, nu discut ce s-a întâmplat, dar proiectul ăla e terminat. Proiectul ăla e terminat. Cum poți, nu știu cine ți-a acordat un împrumut ca să depășești termenul proiectului? Pentru că o minte creață trebuia să se gândească așa. Noi avem proiectul ăsta și trebuie să mergem cu proiectul 2 în continuare, pe care l-am ratat, da? Și atunci avem nevoie de un alt împrumut dacă nu ne ajută Consiliul Județean. Păi Consiliul Județean, știți ce ați făcut în 2012? Hai să așa. Bă, vreți să faceți proiectul ăla cu apă? Da, da, ok, foarte bine. Noi suntem proprietarii, da, nu-i nimic. Luați voi împrumutul și descurcați-vă. Cred că suntem una din puținele companii județene de apă care au luat împrumutul în nume propriu pentru finanțarea, cofinanțarea proiectului, în condițiile în care alții au beneficiat de împrumutul de la Consiliul Județean. Și se dezvoltă. De exemplu, mergem la vecinii de la Iași. Mergem la cei de la Constanța, care au ajuns până în Bacău să dea, să se ocupe de finanțare. Și eu întreb așa, acum, mă întreb pe dumneavoastră retoric mai mult. Noi plătim împrumuturi din 2012. Construim școli în 20 de ani. Păi le închidem că mor comunitățile oricum. Nu le deschidem. Avem școala de un an și ceva, stă goală. O să vă spunem care e soluția, în opinia mea, la problema cu Apaserv. CJ trebuie să renunțe la această companie. Trebuie să se închidă compania. Trebuie să predăm toată infrastructura către o altă companie. Nu voi intra cu niciun nume în această emisiune pentru că se interpretează. Nu reprezint interesele decât ale cetățenilor, dar această companie cu aport negativ în județ și cu multe pagube și la Roma. Romașcanii n-au apă. Ar trebui să fie închisă, Consiliul Județean să-și asume că el nu are capacitatea, competențele să duc în spate o asemenea companie pentru a livra servicii. Există o piață deschisă de livrare a serviciilor de apă, contractăm servicii de acolo unde funcționează. Dacă nu funcționează, nu mai băgați bani într-o investiție care arată că este un sac fără fund. Ăsta este apelul meu. Închideți Apaserv. Putem să luăm apă de la alte companii care își iau un angajament cu un contract. E atât de simplu să luăm? Da, de ce nu? Este o decizie politică a unor oameni să aibă o companie proprie. Deci vorbim despre o entitate juridică în județul nostru. Se numește Consiliul Județean, care administrează anumite bunuri și servicii. Ei au făcut o companie proprie, cu acționariat majoritar, care livrează servicii de apă în județ, în unele părți. Nu toate. Compania este deficitară. Compania nu livrează servicii de calitate. Compania este căpușată politic. Compania are un istoric de contracte cu mare neclaritate pe angajament de întreținere infrastructură și de livrare apă. De exemplu, la Roma. Nu funcționează. De ce să mai investești bani în compania asta când ai o companie vecină la nord sau la sud, est, vest, care îți poate prelua pe o perioadă de tranziție de 6 luni toată infrastructura și livrarea de servicii apă? De ce? Pe cine vrei să ții în spate pompând într-o companie care nu mai pierde? Și mai la noi în județ, dacă ar fi așa de bună să dea apă și la Vasluieni, și la Băcăuani, și la Suceveni, și la Ieșeni. Nu. E o companie a noastră care nu mai pierde bani. Asta face. Nu livrează apă la timp oamenilor care au nevoie și pierde apă. Deci noi băgăm bani în ea.
trebuie desființată, apelăm la alte servicii al unor companii. Serviciul, nu, rațiunea de a exista ACJ-ului... Reorganizată nu se mai poate? Eu nu cred în așa ceva și n-am nevoie. De ce să ținem în spate un monstru care nu livrează? Ea a fost creată pentru a întâmpina o nevoie acum mulți ani. Nevoia nu mai există acum. Există o competiție liberă unde putem aduce alt operator care livrează mai bine. Eu asta cred. Nu mai cred în a reforma o companie a unui reprezentant al statului, care nu funcționează. Poate sunt alte lucruri, poate că și nu vreau să dau nume, poate că alte companii au într-adevăr mai departe acționat majoritar reprezentantul regional al statului, CJ, Iași, Suceava, nu mai știu. Dar poate că funcționează mai bine. De ce să nu luăm de la ei? Mai ales că suntem un județ micuț, fără mari centre universitare. Oricum, compania nu duce apă în partea montană a județului. Știți ce este ciudat? De ce să o folosim noi numai pentru Roman, Piatra și câteva comune de lângă? Știți ce este ciudat? Vă rog. Iașul este aprovizionat cu apă din Neamț. Iașul este aprovizionat cu apă din Neamț. Ca o decizie istorică de acum 100 de ani, în 1920 și când? De când este aprovizionat apă cu Iașul cu apă de la Timișești? 20 și cât? 1900? Nu știu exact. Sincer, nu știu. Da. Deci avem resursa noastră aici, dar avem niște politicieni care în loc să folosească infrastructuri existente, își fac unele paralele suprapuse pentru scoate apa de la baraj. Și la Bistrița, evident, nu mai zic. Deci, suntem un județ bogat cu apă, administrat prost de către o companie proastă care își pierde bani. Eu nu mai vreau așa ceva. Consilierii noștri județeni nu vor vota această refinanțare a împrumutului sau acoperirea împrumutului. Opinia noastră este că trebuie și trăim într-o lume unde putem să luăm servicii mai bune de apă de la alții, trebuie să facem lucrul ăsta cu cheltuieli zero pentru Consiliul Județean Neamț. Distribuim această problemă și această oportunitate comunităților. Nu-i mai bine așa? Subvenționăm? Da, bine. CJ Neamț poate să subvenționeze, dar o companie care măcar funcționează. Că nu-i, adică până la urmă, o comunitate de 100 de oameni poate nu-și permite ea să-și atragă niște investiții pentru dezvoltarea infrastructurii apă. O subvenționezi, tu CJ, o ajuți. Și tu de la guvern, da? Că trei surse de finanțare, locală, regională, CJ și națională. Dar măcar dă-o la o companie care livrează apă la timp. Dă subvenția acolo, de ce nu? Da, e o discuție interesantă pentru că pe logica aceasta, eu ar trebui să am încredere într-o companie care acum merge bine, cu reprezentat și statul român în acționariat, sau mă rog, Consiliul Județean X, Y, Z. Autoritate locală. Dar semnez un contract cu ei, care contract probabil că îl semnez cumva și cu mâinile puțin legate, că n-am alternative. Și peste 3-4 ani se schimbă niște lucruri în zona de unde provine compania respectivă. Vine un Arsene, președinte de Consiliul Județean. Am fost în contact cu reprezentanți sau cu oameni care știu bine mai multe companii. O cale de progres cu o monitorizare a fluxului de apă nu are cum să ajungă în regres. Odată ce ai dobândit un progres într-o companie, este foarte greu să crezi că situația poate regresa. De asta eu cred că odată un lucru bun început, folosind o resursă nemțeană, naturală, apa, chiar și de către o companie care nu aparține județului nostru, această investiție și această dezvoltare este quasi irreversibilă. De asta nu am încredere deloc în APASERV, nu vom susține această alocare de bani și îndemn pe toți colegii din tot județul să nu facă lucrul ăsta. Nici în investiții locale gestionate de către această companie, nici la nivel de Consiliul Județean, pentru că suntem prea mici pentru a putea gestiona noi o companie care oricum nu merge și e căpușată politic. Și are contracte, de exemplu, cu Romalul să ceartă de 15 ani de zile pe cine deține infrastructura. Mai oameni buni, suntem copii la grădiniță? Oamenii n-au apă de la 8 la 5 după amiaza și vă certați că e infrastructura APASERV, că numai noi, asta spune primăria, PNL, APASERV e PSD. Cei de la PSD
spun pe bună dreptate, mă, oameni buni, dar noi aducem apa, nu putem să vă facem și treaba nerezolvată de 50 de ani, că contractul cu apa serviciu de 15 ani, nu? Deci sunt niște situații gri până la urmă, dar în care oamenii, în loc să aibă o claritate a responsabilității, își pasează responsabilitatea unul altul. Eu nu mai vreau așa ceva cu nemțenii. Nu mai facem inovație, luăm de la alții care pot mai bine. Domnul Bulai, situația, știți cum e? Ai, noi vorbim doar de faptul că nu ajunge apa la cetățeni. Dar lucrurile sunt mult mai grave de atât. De exemplu, eu sunt primăria Piatra Neamț, da? Și vreau să fac lucrare pe Ștefan cel Mare. Să asfaltez Ștefan cel Mare. Strada principală de promenadă a pietrenilor, istorică, nu știu ce. Nu pot să o fac. Pentru că apa serv îmi dă aviz cu niște condiții, condiționate. Și spune așa, da, pot să faci lucrarea acolo, în orașul, dar schimb țeava de apă. Ok, să schimbi o țeavă de apă pe Ștefan cel Mare te costă vreo 12, 13, 14 milioane de lei, pe care Piatra Neamțul nu cred că-i are. E aberant în condițiile în care, de exemplu, anul trecut, Piatra Neamț a investit 20 de milioane aproape în schimbat conducte de apă principale, nu și cele secundare. Deci este aberant. În roman, nu poți să faci o stradă că nu-ți dă aviz apa servo. De ce? Că conducta e ciuruită. Dom'le, este un dialog al surzilor pe banii locuitorilor și în detrimentul lor. Este și o consecință a unei cosmetizări a autorităților locale. Haideți să o urim și pe aia dreaptă. Că responsabilitatea este împărțită cumva. Absolut. Dar cosmetizarea făcută de către autoritățile locale în centrele noastre urbane în ultimii 20 de ani, 25 de ani, ne costă acum. Primari care au câștigat alegerile doar dând covar, doar punând pavaje, făcând trotuare și punând borduri. Nevoi reale ale oamenilor, dar ne intrând în profunzimea lor. Acum le pufnește în față. Și vinovați sunt ei, trag ponosele toți cetățenii. De asta zic, hai măcar să eliminăm o parte a problemei. O societate care vinde apă scumpă și ineficient și apoi fiecare om în comunitatea lui să-și aloagă politicieni mai buni care să înțeleagă că poți să-i păcălești cu văruitul blocurilor, zugrăvitul lor, o dată la 4 ani. Dar apa... Ai nevoie tot timpul. De apă ai nevoie în fiecare zi și tot timpul. Eu tot timpul revin la un exemplu. Apa serv. Știți cum e? Toți spunem apa serv, apa serv, apa... Apa serv are niște organe de conducere și niște reprezentanți care trebuie să stea acolo și să bată pumnul în masă când se întâmplă ceva. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Știți câți agamani plătiți pe vremea când se plătea aga? Erau la apa serv? Nu. 13. Știți cu cât erau plătiți atunci agamanii? Nu. Undeva în jurul la 14 milioane pentru o ședință pe lună. 13 consilieri locali în aga de la apa serv. 11 consilieri locali în aga de la troleibuzul. Cine sunt acești agamani? Oameni care în ședințele de consiliu local, județean, mă scuzați, votau pentru apa serv. Însă și prezența lor nu este o problemă. Asta trebuie să fie o soluție. Nu, pentru că tu beneficiar trebuie să ai un om care îți reprezintă interesele în societatea care îți livrează serviciile. Domnul Bulai, da. 13, 11 erau? Poate să fie și 20 dacă își fac treaba, dar nu și-a făcut treaba plătiți bine. Cu 20% nici plătiți. Nu a fost eficient, nu a dat rezultate, aici suntem acum. Dacă oamenii și-au trimis acolo alți oameni care au închis ochii la o problemă uriașă, aici suntem. Nemțenii sunt parte a problemei aici, pentru că au dat încrederea unor politicieni neserioși. Bun, pe final de emisiune tot am primit mesaje să vă întreb ce e cu SR-ul la Neamț, ce face primarul de Săbăuan, ce faceți, cine puneți candidat la județ, pe cine puneți candidat la Piatra Neamț. Sunt întrebat de părerea dumneavoastră vis-a-vis de participatul la ședințe de Consiliul Local la Volan. Cine a făcut asta? Domnul viceprimar Marius
Irimie. Da. Eu cred că el și-a asumat greșeala respectivă, și-a cerut scuze și a trecut. Unde și-a cerut scuze? Nu și-a cerut scuze Marius Irimie pentru așa ceva? Eu cred că și-a cerut scuze. Probabil. Probabil că sunt eu neinformat. Da. Răspund cu la toate întrebările. La Consiliul Județean o susțin pe Marinela Apostol. A, uite, asta da? Este o știre. O susțin pe Marinela Apostol și a făcut treaba bine, a fost lider de grup. Cred că poate să conducă bine o instituție de asemenea anvergură și o recomandă managementul propriei firme și experiența ultimilor 4 ani. Deci susținere necondiționată din partea mea, colegii împreună vom decide, bineînțeles. La Roman îl susținem pe Radu Samson, așa cum am spus. La Piatra pe Marius Irimia. La Săboan pe Florin Vârgă. La Tazlău pe Ionuț Nechita. La Târgu Neamț pe Vlad Peiu, de exemplu. Și avem oameni care își asumă aceste lucruri. Da. Cred că ne-am lămurit. Răspund cu drag tuturor. Și da, suntem aici pentru a schimba atât comunități cât și județul prin mici, mari decizii. Suntem aici pentru a rămâne și vom face schimbări în funcție de încrederea pe care o vom primi de la nemțeni pentru a face schimbări radicale. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Până eu mulțumesc pentru invitație. Până data viitoare, vedem ce subiecte se mai adună și le discutăm. Numai bine, oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. Să aveți un sfârșit de săptămână fără vânt, din toate punctele de vedere. Numai bine, la revedere! La revedere!